Bună ziua, dragi prieteni, la o nouă emisiune de Ce citim. Astăzi o să vorbim despre o poetă extrem de importantă, mai puțin cunoscută pentru publicul larg, dar extrem de apreciată în nișa restrânsă și valorică a literaturii române. Nicolae Manolescu o numea chiar cea mai importantă personalitate a literaturii române contemporane, Ileana Mălăncioiu. Îl am alături de mine pe Daniel Cristea Enache, pe care îl salut și mă bucur că îl regăsesc după o perioadă de ceva timp în care n-am mai filmat și iată-ne din nou împreună. Bună ziua, Daniel! Bine te-am regăsit, Flaviu, un gând bun pentru cei ce ne privesc, pentru colegii noștri de aici, de la DC News, fără de care emisiunea noastră n-ar ajunge în mințile, ca să spun așa, în sensibilitatea spectatorilor noștri. Este, cred că ne revine un rol important, acela de a discerne în numărul mare de autori români contemporani care există în lumea noastră literară, de a discerne între ei și de a alege pe cei mai importanți, pe cei mai reprezentativi și pe cei care vor avea o posteritate, adică vor fi citiți nu numai în această epocă, vor fi citiți și în epocile următoare. Autorii care sunt considerați, sunt numiți canonici și printre acești autori sunt și niște autoare. Fără să vrem să facem cotă de gen, fiindcă valoarea literară nu are de a face cu genul sau cu sexul, trebuie spus din capul locului că, așa cum ai menționat și tu, așa cum a spus și Nicolae Manolescu, Ileana Mălăncioiu este printre cele mai importante autoare, nu numai din literatura română contemporană, ci din întreaga istorie a literaturii române. Mulțumesc pentru precizare, Daniel. Țin să mai spun telespectatorilor noștri că amândoi ne-am bucurat foarte tare de regăsirea aceasta pe, din nou, în platourile DC News. Ne-a fost dor unul da, de altul. Da, e adevărat. Și nu fac un secret din faptul că absența noastră cu o nouă emisiune se datorează faptului că, sau este din cauza, a fost din cauza faptului că am trecut prin acest arhicunoscut virus pe care vă invit să-l luați în serios. Am fost într-adevăr printre norocoșii cu o formă mai ușoară, dar nu a fost o joacă și vă dați seama, dragi prieteni, că a trebuit să stau să mă feresc de a avea contact cu ceilalți oameni din jur. Și atunci, evident că acum cu forțe proaspete ne-am reîntâlnit și pe lift, în timp ce urcam, ne bucuram ca niște copii de o nouă emisiune pe care o vom realiza. Da, și așa cum spuneam înainte de începerea emisiunii, bine că nu ești critic literar, fiindcă printre simptomele achiziției de COVID se numără și pierderea gustului și a mirosului, da. Ceea ce nu e problematic pentru un scriitor, dar pentru un critic literar l-ar descalifica profesional să nu mai aibă gust și miros. Da, așa este. Și mi-era dor de umorul tău, Daniel, și vreau să mulțumesc anticipat echipei tehnice, prietenilor noștri, Daniel Dincă și Marius Meteleanu, pe care i-am reîntâlnit. De la vreo câteva emisiuni am uitat să le mulțumesc pentru asistența lor profesionistă și prin aceasta eu zic că putem începe emisiunea. Astăzi nu avem România literară, dar intrăm direct în subiect. Daniel, știu că ai realizat o carte cu Ileana Mălăncioiu și o să te rog, ai totală libertate să faci un scurt istoric sau să ne introduci în acest peisaj al poeziei Ilenei Mălăncioiu și să ne spui mai multe lucruri. Cum se face că nu a fost atât de cunoscută ca Nichita Stănescu, de exemplu, sau ca alți poeți din generație, ce s-a întâmplat pentru ca telespectatorii noștri să-și formeze o idee, urmând ca la întrebările viitoare să mă pregătesc cu niște
capcane, ca să zic așa, glumesc. Da, întâi te avertizez că dacă tu ai avut COVID, eu am de câțiva ani o alergie când se schimbă vremea. Se numește alergie la acarieni și am probleme cu vocea, ceea ce mă încurcă toamna spre iarnă, fiindcă ținând cursuri, trebuie să îndrămuiesc efortul și să-mi protejez coardele vocale. Deci, când simți că nu mai am ceva de spus, înseamnă că nu mai pot să spun din motive biologice și te rog să preiei tu atunci sarcina. Sigur că da. Spuneam despre Ileana Mălăncioiu că este una dintre cele mai importante autoare din istoria poeziei românești și din istoria literaturii române. De fiecare dată când se discută despre prezența autoarelor în literatura română, în programe, în curriculă, până la urmă în construcția canonică a criticilor literari, sunt multe obiecții și ele sunt întemeiate că autoarele cam lipsesc. Sunt relativ puține. În epoca interbelică avem atâția autori, bărbați, și în canon avem practic o singură autoare. În proza românească, așa cum este ea configurată canonic prin niște vârfuri ale domeniului, o singură autoare este recunoscută ca fiind pe același palier valoric cu Camil Petrescu, cu Rebreanu, cu Sadoveanu, cu Călinescu, prozatorul Călinescu și așa mai departe. Această autoare este Hortensia Papada Bengescu. În generația 60, o generație de autori străluciți în proză, cu excepția Gabriela Dameșteanu, aproape că nu se mai pronunță niciun nume de autoare importantă care să fie la nivelul unor Nicolae Breban, Augustin Buzura, Ștefan Bănulescu, Dere Popescu și așa mai departe. Deci avem o anumită discrepanță, avem o anumită asimetrie între reprezentarea acestor genuri în construcția canonică și până la urmă chiar în construcția identitară a literaturii române. Spuneam mai devreme că nu alegem sau nu selectăm o autoare pentru că este autoare. Dar nu cumva există totuși o anumită, sau a existat o anumită discriminare, nu individuală, o discriminare colectivă, o anumită reținere a mediului literar în fața unor autoare care poate că aveau potențialitatea de a fi la același nivel cu autorii din epoca lor, dar nu au fost receptate ca atare. Și am impresia că din acest punct de vedere, epoca interbelică, aceea pe care noi o imaginăm ca un paradis, conține în ea și destule probleme de acest tip. Mi se pare că în epoca paradoxală, în epoca regimului comunist, mi se pare că au fost mai multe autoare recunoscute ca autoare importante decât în epoca interbelică, care era o epoca democrației, a liberalismului și așa mai departe. Avem în poezie numai pe Ileana Mălăncioiu, o avem și pe Angela Marinescu, o avem și pe Ana Blandiana, o avem și pe Constanța Buzea, în aceeași generație 60, puțin mai devreme, o avem pe Nina Casian. Deci iată câteva nume date repede, pe care dacă facem un examen al epocii interbelice, poezia epocii interbelice, vom vedea că în epoca regimului comunist, paradoxal, stăm mai bine din acest punct de vedere decât în epoca anterioară. Și cum se explică? Dacă ne amintim că până la urmă femeile n-au avut drept de vot în România decât la alegerile de după al doilea război mondial, atunci au căpătat ele drept de vot, 1946, că înainte de această dată ele nu votaseră niciodată, ne dăm seama că noi, ca societate și ca mentalitate societală, ca mentalitate publică, noi avem anumite restanțe față de figurile importante, față de spiritele feminine strălucite și în literatură, și în științele exacte, și în diferite alte arte. Deci, cumva, societatea noastră are datorii și restanțe în acest sens. Din acest punct de vedere, corectitudinea poetică este foarte bună, pentru că ea, în cazul de față, în această situație, a reprezintă o reparație a unei injustiții.
ea ajustează lucrurile la proporțiile lor exacte, fiindcă până la urmă este logic, este statistic. Dacă ai mai multe cititoare în realitate decât cititori, este demonstrat. Fiecare, și tu ca autor de romane ai mai multe cititoare decât cititori, mai multe cititoare îți cumpără cărțile decât cititori. Este absolut logic, este predictibil ca și în domeniul creației. Să avem cote aproximativ egale, deci să avem un număr de autoare care să fie apropiat, comparabil cu numărul de autori. Din câte emisiuni am făcut noi până acum aici la Decenius, unde am avut libertate totală, câte autoare am avut până acum? Păi cred că n-am avut niciuna. Dacă stau și mă gândesc, cred că n-am avut nicio autoare până acum. Am avut mulți autori, toți erau importanți. Da, am și început. Cum spune Edith Piaf, nu regret nimic, dar toți erau bărbați. Deci avem o problemă, nu numai noi doi care stăm aici, avem o problemă care ține de funcționarea lumii literare și culturale și de funcționarea societății. Crezi că avem și niște tipare? Avem niște reflexe, avem niște tipare pe care cred că e bine să ni le recunoaștem, să ni le asumăm și să mai vorbim la alte emisiuni și despre alte autoare. Avem libertatea să facem exact cum dorim și te rog să propui pentru emisiunile următoare. Daniel, sunt total de acord să echilibrăm. Și de ce nu Hortensia Papadat-Bengescu și alte autori? Iar Ileana Mălânceoiu face parte dintr-o generație strălucită, generația 60 de poeți, o generație în care avem pe Nichita Stănescu, pe Marin Sorescu, pe Leonid Dimov, pe Mei Ivănescu, pe Cezar Ivănescu, pe Cezar Baltag, pe Ilie Constantin. Avem foarte multe nume importante de poeți în această generație, în frunte cu Nichita Stănescu, care este, să spunem, liderul acceptat al acestei generații. Deci a fi o poetă importantă în contextul acestei generații este un merit suplimentar pentru Ileana Mălâncioiu. Ca ea să rămână o poetă importantă, inclusiv prin comparație cu acești colegi de generație. E foarte ușor, între ghilimele, să fii recunoscut ca un poet important când te numește Eminescu și când în jurul tău nu mai există o generație comparabilă cu tine. Mai există, să spunem, Macedonski, care este un rival, care este pe un alt culoar poetic, reprezintă o altă afiliere, o afiliere franceză și nu germană a poeziei românești. Deci i-a fost mai ușor lui Eminescu să se impună în contextul generației și epocii lui decât i-a fost Ilenei Mălâncioiu să se impună în contextul unei generații în care sunt atâția autori importanți recunoscuți ca atare. Deci este după părerea mea, este un merit suplimentar al ei că s-a afirmat în interiorul acestei generații 60. Aici o să te rog să faci câteva observații legate de această largă paletă de poezi din generația 60. De ce unii mai de la începutul anilor 60 au fost favorizați de critica literară și de canon și au intrat în canon și ceilalți după aceea au rămas pe din afară cumva? Că am discutat și cu alți prieteni apropiați și le-am spus despre intenția noastră de a face o emisiune despre Ileana Mălâncioiu și oameni care citesc nu sunt... Au întrebat cine este. Au întrebat, dar de ce e atât de puțin cunoscută? Adică de ce nu se vorbește mai mult? Și trebuie să ne asumăm chestia asta, adică să spunem adevărul așa cum este el. Explicația este una de natură, iarăși, una de natură politică. Și revin la ideea că oricât ne-ar plăcea nouă ca literatura și critica literară să fie autonome față de câmpul politic și social, acest lucru nu se întâmplă aproape niciodată. Niciodată nu trăim într-o societate ideală în care valorile literare sau culturale să fie imediat recunoscute, să fie informația să fie diseminată și ele să structureze, să vertebreze conștiința publică. Totdeauna există momente favorabile din punct de vedere politic și momente nefavorabile din punct de vedere politic, mai ales într-un regim totalitar, așa cum a fost la noi până în decembrie 1989, când era extraordinar de important perioada în care regimul se liberalizase puțin.
slăbise puțin șuruburile. Șurubul ideologic se slăbise puțin, așa era formula, s-a slăbit șurubul ideologic. Asta s-a produs la sfârșitul epocii lui Dej și începutul epocii lui Ceaușescu. Perioada care s-a încheiat după câțiva ani, și anume după 1971, când Ceaușescu, revenit din faimoasa lui vizită în țările din Asia, care au plăcut lui foarte mult, China, Coreea de Nord și, dacă nu mă înșel, Mongolia, dar modelul chinezesc și modelul nord-corean l-au fascinat, și în 1971 el a revenit din această vizită de stat cu un nou model în cap, cu un nou model de societate, cu un nou model de regim politic și un nou model de dictatură personală. De unde Ceaușescu până în 71, deci în anii 65, 66, 67, 68, când tot poporul a aclamat, când a condamnat invazia trupelor sovietice în Ceoslovacia, tot poporul era cu Ceaușescu, cel din 68, deja după 71, regimul și-a pierdut acest liberalism. Ceaușescu a încercat să reintroducă realismul socialist în cultură și toți cei care n-au prins din plin această perioadă liberală cuprinsă între sfârșitul epocii Dej și faza primului Ceaușescu au avut de pătimit, să spun așa, în urma schimbării din nou a macazului politic. Dacă Nichita Stănescu, Sorescu, Blandiana au debutat editorial în primul val al generației 60, au debutat până în 65, deci în 1960 Nichita Stănescu și după el au venit și ceilalți, au fost incluși în manualul de literatură al epocii. Nichita Stănescu a intrat în manual la o vârstă foarte tânără. Avea 30 ceva de ani când el a intrat în manual. Era vorba de manualul unic al epocii. Un manual el însuși liberal, un manual el însuși liberalizat. Ileana Mălăncioiu, Angela Marinescu, Emil Brumaru, despre care de asemenea am discutat și care de asemenea are o problemă de receptare publică. Ei venind în al doilea val, spre sfârșitul deceniului, ei nu au mai fost receptați ca niște autori canonici. Ei au venit în al doilea val istoric și cumva au fost considerați autori de rangul 2, care au fost umbriți de performanțele devenite publice ale colegilor lor de generație mai norocoși. Și mai poate fi restaurată această situație? Adică acum, și felicitări, o să fii într-o comisie care poate va revizui manualele. Vei putea propune ca anumite nume care n-au fost să fie introduse în manualul de literatură română? Nu se pot face reparații în sensul de a introduce în programă sau în curiculă un nume și de a scoate pe Nichita Stănescu, că n-ar avea ce să merite, n-ar avea meritul de a fi prezent în program. Deci problema celor din valul 2 nu este numai că i-au venit în valul 2. Nu mai era loc? Problema este că, în general, locurile în canon sunt limitate, că dacă toată lumea ar fi în canon, n-ar mai fi canon, și aceste poziții au fost ocupate de niște autori înșiși foarte valoroși. Cei din valul întâi, Nichita Stănescu, Sorescu, Blandiana, când ei au intrat în canon, locurile erau libere, fiindcă înainte de ei fusese epoca realismului socialist, care era cu autori de maculatură ideologică, și nimeni nu se îndoia că Nichita Stănescu este un poet mai bun decât doamna din care am citit noi, Sanda Movilă, care... Sau decât Atoma, nu știu dacă da, a fost... Îi dedica un poem lui Stalin, cu Cojocelul, da, îți aminte? Da. Deci nimeni nu își punea problema că Nichita Stănescu n-ar fi un poet mai bun decât Sanda Movilă sau decât Atoma. Toată lumea era de acord că Nichita Stănescu este un poet foarte bun, că este mai bun decât cei din epoca realismului social, și atunci era foarte firesc ca el să fie inclus în manual. Dacă nu îl includeai pe Nichita Stănescu, pe cine să fie inclus? Dar când cei din valul 2 au venit în scena literară, au debutat editorial, ei nu se mai confruntau cu Sanda Movilă și cu Atoma. Ei se confruntau cu Nichita Stănescu, Marin Sorescu, Ana Blandiana. Deci cu niște autori ei înșiși foarte buni,
la același nivel cu cei din valul 2. Și locurile au fost ocupate. Deci, practic, nu e o nedreptate. E pur și simplu o situație de excedent valoric, ca să zic așa. Da, fiindcă e o generație foarte puternică, da, cu foarte multe nume grele și importante, locurile fiind numărate, locurile fiind deja ocupate, sigur că e o nedreptate în absolut. Să te întreb, dar de ce Ana Blandeana și nu Ileana Mălâncioiu sau Angela Marinescu? Dar situația a fost de așa natură, situația istorică, încât toate aceste nedreptăți în absolut sunt de fapt pe deplin justificate de felul în care au decurs lucrurile în realitate. Trecând la poezia Ilenei Mălâncioiu, a absolvit facultatea de filozofie, diferit față de majoritatea colegilor. A influențat-o în vreun fel în poezia ei acest lucru? În poezie nu, fiindcă poezia este o vocație care este separată de vocația profesională. Vocația artistică este de altă natură decât vocația pentru o anumită profesiune care își cere un anumit parcurs. În cazul Ilenei Mălâncioiu, studiile ei de filozofie au îndreptat-o către realizarea unei teze de doctorat făcute cu Ion Ianoși, coordonator, și care se referea la o relectură a tragicilor greci. Deci, acea teză de doctorat și acea preocupare intră foarte bine în traseul vocației sale pentru filozofie. Dar poezia este pe cu totul altă dimensiune, pe cu totul alt culoar și nu este o legătură, cel puțin una directă, între cele două compartimente. În schimb, mi se pare că are o mare legătură cu poezia Ilenei Mălâncioiu faptul că ea vine dintr-o familie țărănească. Ea vine dintr-o familie de oameni simpli care n-avea o bibliotecă în casă. A spus în numeroase rânduri Ileana Mălâncioiu că singura carte pe care a văzut-o în casă până la o anumită vârstă era Biblia. Și la un moment dat profesorul de română de la școală i-a recomandat Rebreanu. Deci se vede în poezia Ilenei Mălâncioiu această placentă, această matrice țărănească, care nu este un construct cultural, așa cum se întâmplă la Blaga, care face metafore foarte frumoase despre lumea țărănească. Trăim în zariștea cosmică, în universul misterului, deal vale, spațiul mioritic. La Lucian Blaga sunt constructe culturale, sunt constructe intelectuale aceste imagini, dar la Ileana Mălâncioiu ea chiar vine din această lume și poezia ei are o foarte vizibilă legătură cu acest univers de percepție specific lumii țărănești. Așa cum se întâmplă și cu Marin Preda în proză, nu numai în Moromeții 1 și 2, ci și în romanele lui Citadine, unde se vede pe sub personaje, pe sub acțiune, pe sub intrică, se vede un anumit mod țărănesc de a judeca lumea. Un anumit etos rural care este pus în conflict uneori cu modul de a gândi și de a simți al lumii citadine. O să te rog, Daniel, dacă dorești să citești o primă poezie de Ileana Mălâncioiu, ca da, să intrăm. Mi-am făcut și semne, deci da, am ales 4-5 poezii. De asta, ca să le grupăm astfel încât pe parcursul emisiunii să le putem. Da, și iată avea o poezie, o primă poezie din volumul ei Pasărea Tăiată, volumul cu care a debutat și în care avem exact acest peisaj rural, exact această lume pe jumătate realistă și pe jumătate fantastică a unei viziuni rurale. Se intitulează La moară. Nu găsești mori în orașe. Credeam că o să citești chiar Pasărea Tăiată. Da, o să citești Pasărea Tăiată, dar La moară. Stăm la rând la moara dintre munți, unii sus pe boabe, alții pe proțap, și din când în când ne schimbăm locul să nu amorțim cu noaptea în cap.
pentru noi cei născuți la oraș, aceste versuri sunt ceva fantastic. Nu țin de percepția noastră realistă. N-am fost niciodată la o moară, n-am stat niciodată pe proțap, nici nu știm ce este aceea proțap. N-am plecat cu sacii de acolo. Deci pentru noi este o experiență mai curând livrescă și culturală și intelectuală decât o experiență directă, așa cum a fost pentru Ileana Mălâncioiu în copilărie. Mulți suntem câți saci avem în sânii. Am trecut prin miezul nopții plaiul, fiecare după sacul lui, să nu-i schimbe cineva mălaiul. Iată acum decolarea în fantastic. Roata morii stă înțepenită. Râul înghețat troznește în vânt. Boii i-am legat de stâlpii porții și aștept să-i scoată din pământ. Gerul se asprește și le îngheață botul. Întunericul e neclintit. Parcă a mers și timpul după roata morii și la miezul nopții s-a oprit. Mă agăț de spițele înghețate să pornească roata, să se facă zi și se subțiază și mă tem că lemnul măcinat de ape va pieri. O poezie absolut extraordinară, formată dintr-un lexic, din cuvinte foarte ușor de fantastic, simple, ușor de înțeles. Ape, roată, spițe, ger, întuneric, roată, moară și așa mai departe. Și ce reușește să facă la 27 de ani, cât avea Ileana Mălâncioiu când a debutat, ce reușește să facă o mare poetă dintr-un element aparent atât de banal, cum este acesta lexical și lingvistic, ce poate să facă o mare poetă din limba română pe care o folosim cu toții? Da. Iată Pasărea tăiată, din același volum, care dă și titlul volumului de altfel. M-au ascuns bătrânii după obicei să nu uit de frica păsării tăiate și ascult prin ușa încuiată cum se tăvălește și se zbate. Strâmb zăvorul șubrezit de vreme ca să uit ce am auzit să scap de această zbatere în care trupul mai aleargă după cap. Și tresar când ochii împietrind de groază îi se întorc pe dos ca să albească și părând că zboabe de porumb, alte păsări vin să-i ciugulească. Iau cu o mână capul, cu cealaltă restul și le schimb când mi se pare greu, până nu sunt moarte să mai stea legate, cel puțin așa, prin trupul meu. Însă capul moare mai devreme, ca și cum n-a fost tăiată bine, și să nu se zbată trupul singur, stau să treacă moartea în el prin mine. O poezie iarăși absolut extraordinară, pornind iarăși de la experiență concretă, fizică. La țară așa se procedează. Da, da. Și văduvele sau bătrânele care nu mai au bărbați care să facă acest sacrificiu domestic, să spunem, să taie o rătanie ca să o facă supă. Și fiindcă sunt miloase, ies cu pasărea la poarta curții și se roagă de trecătorii bărbați să vină să le ajute să taie pasărea. Este ceva ce trebuie făcut și pe care femeile miloase nu-l pot face, fiindcă de-aia sunt femei, să fie miloase și sensibile. Și un bărbat trebuie să-și asume să facă această destul de neplăcută operațiune, aceea de a omorâ un animal. Iată cum Ileana Mălâncioiu, pornind de la această experiență concretă, care nu este o experiență individuală sau familială, nu a fost numai experiența ei sau a familiei ei, intră deci în lumea satului, în profunzimile lumii satului, a ceea ce se întâmplă acolo, a ceea ce se întâmplă acolo de generații și de secole întregi, nu? De sute de ani se întâmplă aceleași lucruri în lumea satului. Și cum vine cu viziunea ei personală, ce extraordinară este această imagine în care personajul, fata, copila, stă cu capul descăpățânat al păsării și cu trupul și moartea trece prin ea ca printr-un releu. Și în acest fel ea asigură în continuare un fluid vital între cele două
componente între cele două părți care, fără acest fluid vital, ar muri pentru totdeauna. Și cât de profund este exprimată această experiență a morții și ce greutate are această experiență a morții în poezia Ilene Mălăncioiu. Pentru alți scriitori, moartea este, repet, este o problemă sau o chestiune livrescă, o chestiune intelectuală, o temă, printre altele, o temă literară. Vorbim despre moarte, vorbim despre boală, vorbim despre agonie, putem să facem eseuri despre limită, dar aici simți că e vorba de o experiență concretă, asumată până la os, și că poezia nu vorbește numai despre lecturile Ilene Mălăncioiu, nu vorbește numai despre sau nu prezintă numai referințele ei culturale, poezia vorbește și despre această lume a satului românesc, exprimată aici într-un chip extrem de puternic din punct de vedere literar. Da, și oricum ai privi poezia, poți să interpretezi în diferite moduri. Ea poate fi privită și ca o poezie cu un substrat politic. Adică... Încă nu. Încă nu, suntem în 67, suntem în perioada de liberalizare. O să citesc și din poemele din faza în care nu mai exista nicio speranță în legătură cu Ceaușescu. Toată lumea își dăduse seama de involuția lui ideologică și are Ilana Mălăncioiu versuri foarte puternice, efectiv anti-ceaușiste. Deocamdată suntem în 67. Nu, sunt ferm convins că nu asta a fost intenția da. Ei, dar dacă stai să te gândești, forța ei poetică adaptată, adică aici văd ca fiind puternică o poezie prin faptul că oricum ai privi-o și în orice epocă ei putea da o anumită interpretare. De exemplu, pentru mine, îți dai seama că nu-mi permit să îți contest punctul de vedere, dar capul moare primul. Dacă stai să te gândești doar la acest lucru, adică deja te poți gândi departe și de acolo poți dezvolta. Iată cel ce stătea de gardă în volumul Sora mea de dincolo, un volum absolut extraordinar, în care din nou Ilana Mălăncioiu pornește de la o experiență directă, concretă și traumatizantă. Moartea surorii ei, la o vârstă foarte tânără, lăsând în urmă niște copii orfani, o secvență din realitate care capătă o reflectare literară, capătă o reflectare poetică. Și Ilana Mălăncioiu reușește în acest volum să dea dramei omenești pe care mai toți o avem, tuturor ne-a dispărut cineva drag sau ne va dispărea. Este o experiență valabilă pentru orice om, dar puțini sunt cei care reușesc să transfere o asemenea experiență îngrozitoare, să o transfere în literatură. Să dea, să spun așa, nu o culoare artistică, să dea o structură artistică, una cât mai convingătoare acestei drame individuale, familiale și colective. Asta e foarte greu pentru un scriitor. Spunea cineva care a scris despre Holocaust, care a trăit Holocaustul, spunea că un scriitor când scrie despre așa ceva, despre asemenea grozăvii, trebuie să fie foarte puternic, trebuie să fie foarte tare, să nu-i curgă lacrimile în timp ce scrie, fiindcă cititorul nu are nevoie de lacrimile autorului care scrie, cititorul are nevoie să plângă el atunci când citește. Și atunci scriitorul trebuie să privească în față drama, tragedia, oroarea, coșmarul și să fie pe deplin stăpân asupra mijloacelor artistice cu care lucrează. Să nu se lase dominat de temă sau de această chestiune atât de gravă, ci să o trateze sub raport literar. Cel ce stătea de gardă. Du-te repede, mi-a spus. Mi-e frică. Vezi că este de gardă doctorul X. El trebuie să știe să-mi dea ceva să mai pot respira. El a spus că în garda lui nu moare nimeni. Deci avem aici imaginea personajului suferind, sora care suferă, care agonizează și care își leagă speranțele de spusele doctorului X,
care a promis că în garda lui nu moare nimeni. Și într-adevăr, doctorul acela foarte tânăr, fără atâta glorie cât suflet avea, la miezul nopții a venit și a făcut-o să mai respire până a doua zi. Pe urmă, ea însăși a înțeles că garda, că garda lui a trecut și că noi am intrat în ziua aceea îngrozitoare de care apucase să spună că nu va mai trece. Cel ce stătea de gardă se uita, atenție, la noi de sus, fără să intervină. Eu n-am spus că în garda mea nu moare nimeni. Eu nu am nicio vină. Deci iată cum face acest transfer fabulos Ileana Mălăncioi de la medicul de gardă, care a promis că în garda lui nu moare nimeni, la medicul de gardă metafizică, Dumnezeu de acolo de sus, care se uita la noi de sus, fără să intervină. Eu n-am spus că în garda mea nu moare nimeni, eu nu am nicio vină. Și o asemenea poezie a apărut în timpul regimului comunist, în condiții de cenzură, punând în pagină și problema morții și problema suferinței și problema responsabilității divine a planului metafizic. Deci Ileana Mălăncioi a reușit în condiții de cenzură să vorbească despre tot, despre toate aceste lucruri atât de importante. Ca dovadă că dacă vrei să faci poezie chiar și în timpul lui Ceaușescu și în care să vorbești despre Dumnezeu, poți să o faci. Și a reușit, adică n-a avut opreliști. Sau poate că autocenzura a fost mai puternică și și-a finisat mesajul astfel încât cenzura nu a mai avut așa... Nu mai a avut ce să reproșeze. Da, da și nu, a avut probleme cu cenzura. Iată un poem care a apărut în Tribuna în martie 1982. Se intitulează Îngropați în picioare și a fost un scandal imens atunci, fiindcă toată lumea a înțeles despre ce era vorba. Îngropați în picioare ca să ocupăm cât mai puțin loc și el în fața noastră, îngropat ca și noi, neștiind că mâna cu care ne amenință e putredă până la os. Și măcar de-ar fi osul domnesc, de-ar rămâne sigur și după aceea pe locul pe care a fost așezat la vremea cumplitei restriști. Dar cine știe dacă mai târziu nu va trece peste el, cel care amenință, ca peste nimic, tot acest șir nesfârșit de oameni îngropați în picioare ca să ocupe cât mai puțin loc. Toată lumea și-a dat seama la cine se referă Ileana Mălăncioiu în această poezie, la cel care amenința pe toți și peste care, peste numai mult de 7 ani, într-adevăr au trecut toți. Și el a fugit cu elicopterul de pe acoperișul palatului. Deci acest el devenise transparent. Cum de-a putut trece de cenzură poezia? Încă un poem intitulat In Memoriam și dedicat lui Virgil Mazilescu. Eu am scris și un studiu despre Ileana Mălăncioiu față cu cenzura, în care am urmărit diferențele dintre edițiile dinainte de 89, volumele dinainte de 89 și aceleași volume în edițiile de după 89. Și cenzura mergea la detalii de mare finețe. O să arăt chiar în această poezie. Te rog. Aici avem versiunea de după 1989. Virgil Mazilescu, un alt poet important, dintr-o generație mai tânără decât cea a Ilenei Mălăncioi, au fost prieteni. Virgil Mazilescu, un poet foarte original, foarte mare băutor, o viață boemă și care era prieten cu Ileana Mălăncioi. Și care a murit înaintea multor poeți din generațiile mai vârstnice. Am spus că era un mare băutor ca să se înțeleagă subtilitatea acestor versuri. Plouă. Acum Virgil începe să bea apă. Și face teorii că apa nu era. Știa el foarte bine ce băutură este și câtă vreme va avea să o bea. Și totuși se grăbea să-și ia tainul său. Poate era mai sete decât ne este nouă. Poate văzând cu totul se duce, s-a temut că va veni o vreme când nici nu o să mai plouă.
Poate că a prins chiar ceasul pe care l-aștepta. Poate că în sfârșit se răcorește și urlă tot ce îi trece prin cap ca la beție, sau poate acolo tace ca un pește. Fiindcă Mazilescu de multe ori ținea tirade împotriva lui Ceaușescu, îngrozindu-i pe cei din jur, care deveneau în felul acesta complici. Nu era teamă de nimeni, de securiști, de activiști. Era tipul de poet care nu se reținea și care îl injuria direct pe Nicolae Ceaușescu, conducătorul statului. Bine, nu în față, ci la petrecerile lui. Bun. Da, și urlă tot ce îi trece prin cap ca la beție. Deci este exact ceea ce făcea Virgil Mazilescu în realitate, nu e o metaforă aici. Sau poate acolo tace ca un pește, fără a fi silit și este mândru, cum nu a mai fost nimeni niciodată, că lui numai așa i s-a turnat pe gât apa de ploaie care ne-a fost dată. E, aici a intervenit cenzura, cu o mare finețe, fiindcă în ediția dinainte de 1989, versul final este apa de ploaie care i-a fost dată lui. Pe când versul original și care a fost restituit după 89 era care ne-a fost dată. Fiindcă Ceaușescu ne dădea nouă discursuri, ne dădea frazeologie, ne dădea apă de ploaie. Suna foarte direct apa de ploaie care ne-a fost dată. Pe când apa de ploaie care i-a fost dată lui Virgil Mazilescu obscuriza acest mesaj. Și era personal deja. Era personal. Dar cenzura nu știa de jurăturile lui Mazilescu. Ultima poezie și încheie acest excurs liric se intitulează Liniște. Erau anii aceia în care tot așteptam să se întâmple ceva, să se întâmple și la noi ceva. Liniște, o singură explozie la un subsol, un singur glas revoltat într-o piață, un singur măcelar găsit tăiat în hală într-o dimineață, un singur incendiu strălucitor, o singură tristețe înăbușită, o singură umbră fără sfârșit pe ființe și pe lucruri răsărită. Un singur fel de cădere, un singur fel de salvare, care așteptăm să ne pice din cer la o zi mare. Și acea zi a fost 21 decembrie 1989. Cenzura a lăsat să treacă aceste versuri și a fost foarte rău pentru cenzori. Scandalul a fost imens. Criticii literari n-au mai avut voie să scrie despre această carte. Singurul care a reușit, pentru că a scris înainte să vină această interdicție oficială, a fost Nicolae Manolescu, care a scris o cronică despre această carte, care apoi a fost recitată la Europa Liberă. Tipic domnului Manolescu, da? Care îi transmitem salutări. Și niciun critic literar din epoca n-a mai putut să scrie despre această carte, fiindcă intrase pe lista de interdicții. Dar se putea întâmpla situația asta ca la cenzură să aibă admiratori și astfel să nu-i mai cenzureze, adică oameni care până la urmă la cenzură lucrau absolvenți ai facultății de litere, nu erau niște necunoscători. Ca să înțeleagă lumea, cenzura nu era un organism habarnist, din contră. Era un organism competent, că altfel n-ar fi putut discerne între calitatea poeziei. Și atunci era un fel de, ca să fac o analogie, curte constituțională a literaturii în momentul ăla. Deși nu chiar atât de sus, dar ceva de genul, adică un organism neutru care stabilea dacă ceva e constituțional din punct de vedere literar sau nu, tot păstrând ghilimelele. Și atunci s-ar fi putut ca această formă de putere să zică, da, domnule, valoroasă poezia și ne e până în gât de comunism, într-un fel, și să lase să se mai strecoare niște poezii. E frumoasă teoria, dar n-a fost așa. Te întreb, nu știu, vreau să comentez. Mi-ar fi plăcut să fie așa. Hai că să existe și niște cenzori, oameni de bine și care să gândească pe termen puțin mai lung decât contextul politic, ideologic. De fapt, așa cum au existat două faze ale comunismului și chiar două faze ale regimului Ceaușescu,
spuneam, o fază liberală a lui Ceaușescu și o fază paranoică a lui Ceaușescu, au existat și două faze ale cenzurii în literatura română. A existat o fază a cenzurii oficiale, cenzura ca instituție, în care cenzura ca instituție primea toate textele și punea ștampila, dădea sau nu dădea drept de publicare și își asuma decizia. Dar apoi când Ceaușescu chipurile a desființat oficial cenzura, spunând că în România socialistă nu mai există cenzură, el a pasat această responsabilitate a cenzurii, a cenzurării, a pasat-o redacțiilor de edituri și de reviste. Și atunci cei care răspundeau pentru asemenea versuri erau redactorul șef, directorul revistei în care apăreau asemenea texte sau directorul editurii la care apăreau asemenea volume. Ei deveneau responsabili. Și atunci era foarte grav, pentru că scriitorul curajos n-avea înainte nicio problemă să se ducă cu un volum pe care să-l respingă sau să-l epureze instituția cenzurii. Dar dacă el venea cu un volum curajos, anticeaușist, și îl publica o editură sau un grupaj de poeme erau publicate într-o revistă, cel care răspundea nu mai era cenzor oficial, era colegul lui din lumea literară, era redactorul șef al revistei Cutare. Sau care trebuia să-și l-asume. Care trebuia să-și l-asume și în felul acesta, în urma apariției volumului sau a grupajului, cel care își putea pierde locul de muncă nu mai era cenzor oficial, fiindcă cenzura chipurilor nu mai exista. Cel care putea să-și piardă funcția era redactorul șef al revistei sau al editurii. Și atunci, dacă aveai conștiință, nu-i făceai tu ca prieten. Făceai. Păi cum se ajungea la autocenzură? Eu nu vreau să-i fac probleme lui Florin Mugur, de pildă, care era redactor la editura Cartea Românească și un om extraordinar, un om minunat. Eu nu vreau să-i fac probleme lui Florin Mugur, care este un cititor atât de atent, este prietenul scriitorilor buni. Eu schimb numele sau schimb identitatea tiranului și spun că tiranul e Hitler. Asta scriu în poezie. Că dacă e Hitler, nu se supără nimeni. Dacă este Stalin sau este Ceaușescu sau este Lenin sau este un tiran cu nume neprecizat, dar cu referință transparentă la Ceaușescu, atunci sunt probleme. Deci, scriitorii au început să se autocenzureze astfel încât să nu îi pună în pericol pe colegilor din lumea literară. A fost un efect foarte pervers al politicii lui Ceaușescu. A pasat responsabilitatea, în loc să-și asume direct această funcție a cenzurii, a pasat responsabilitatea cenzurării celor din lumea literară. Da, exclus că ar fi putut un om de bine ajuns în fruntea cenzurii să treacă cu vederea. De exemplu, cine ar fi controlat cenzura, pentru că era competentă și din lumea literară n-ar fi avut contre. De exemplu, dacă ar fi fost un om de bine la cenzură, un Valeriu Cristea sau un Nicolae Manulescu nu l-ar fi trădat să zică, uite domne, a trecut cu vederea, deci ar fi fost de acord. Au fost și oameni mai blânzi la cenzură, deci oameni care n-au fost niște cenzori acerbi și vigilenți, ci s-au mai făcut și că nu văd. Da, că nu înțeleg. Că cine domne, avea competența să-i... Domne, n-am înțeles. Da. De asta cine ar fi avut competența să-i controleze pe ei? În literatură sunt multe lucruri interpretabile și plurisemantice. Da. Dar de ce v-ați gândit la Nicolae Ceaușescu? Eu m-am gândit la Hitler. Nu e niciun nume acolo. M-am gândit la cu totul, nu știu, m-am gândit la Caligula. De ce v-ați gândit la Ceaușescu? Dumneavoastră vi se pare că Nicolae Ceaușescu este un tiran? Deci au fost tot felul de strategii din acestea. Cine a vrut să facă bine, a reușit să facă bine chiar și în funcția de cenzor. Deci nu intra în funcția de cenzor să fii un dușman al scriitorilor și nu te obliga nimeni să încerci să-i vânezi pe scriitori și să le pui pe hârtie pentru autoritate, să le pui pe hârtie toate abaterile lor. Deci au fost cenzori care au făcut exces de zel. Da. Și au fost cenzori care au încercat și unii au și reușit să facă și bine scriitorilor. Da. Fiindcă altfel n-am fi avut în literatura română, în istoria literaturii române, după al doilea război mondial, n-am fi avut niște cărți curajoase, precum cele ale Ilenei Mălăncioiu, Augustin Buzura, Marin Preda,
Constantin Țoiu și alte titluri care pot fi enumerate, n-ar fi apărut dacă cenzura și-ar fi făcut datoria până la capăt. Deci dacă ele au apărut, înseamnă că cei care trebuiau să fie vigilenți și să nu le lase să apară în forma asta și-au încălcat vigilența față de partid și față de securitate și au fost mai curând de partea scriitorilor decât de partea regimului. Da, că într-un fel, adică că se poate de clar, literatura este o putere separată într-o țară, într-un stat. Și atunci are regulile ei și dacă nu ar fi fost dezbinări care probabil au fost încurajate de regim tocmai pentru a controla, ar fi fost foarte greu pentru regim să contracareze, pentru că n-ar fi avut competența să evalueze. Da, și scriitorii înșiși au dezvoltat niște strategii foarte inteligente de adaptare la situație. Aceea cea mai des întâlnită la romancieri este de a introduce în manuscris chestiuni foarte vizibile și de pe lună și care nu puteau să apară de fapt, pe care ei le scoteau în față, le sacrificau, așa cum îi fluturi unui taur la corida, îi fluturi o batistă roșie să-l enervezi, ei în felul acesta scoteau în față niște fragmente la care ei de fapt voiau să renunțe, le scoteau la înaintare și ei de fapt inserau alte mesaje mai subtile, mai puțin vizibile în alte porțiuni ale manuscrisului, astfel încât cenzorul să se refere la Batista Roșie, anticomunistă, și să-i scape din vedere Batista Albă băgată în buzunarul sacoului. Să fi zis cenzorul, băi băieți, mai ajutați-mă și voi, da, măi, și băgați de astea mai vizibile, că eu să vi le pot tăia. Puteau eventual chiar să, probabil că au fost și situații în care au negociat scriitorul cu cenzorul să facă asta astfel încât șefii cenzurii să fie mulțumiți, uite câte fragmente cu probleme s-au scos din... dintr-un manuscris, adică un manuscris al unui prozator realist, detalia lui Preda sau lui Buzura, un manuscris care, din care să nu se scoată ceva, părea ceva ciudat pentru cenzură, având în vedere că erau romancieri realiști. Da, și era dubios. În fine, au mai avut și strategia de a plasa, mai vorbim noi despre asta aici la DC News, de a plasa problemele în epoca lui Dej. Da. Toate necazurile erau în epoca lui Dej, exact. Acolo se făcuseră greșeli, se făcuseră crime. Deci, în prima perioadă a comunismului românesc. Și atunci, și politica oficială a lui Ceaușescu era satisfăcută în acest fel, fiindcă el se considera un reformator față de Dej și spunea că de-abia odată cu epoca lui s-au restabilit elementele normalității în România. Era cumva vanitatea lui Ceaușescu, era măgulită de aceste referințe la epoca Dej. Da. Și bine, într-un fel se reduseseră infracțiunile condamnările contra statului, pentru infracțiuni contra statului în perioada Ceaușescu. Și atunci se mai relaxaseră, cum bine ai spus și tu, de foarte multe ori lucrurile. Erau situații diferite, dar lor le creau o supapă de a spune, de a scrie în continuare și într-adevăr, cum e și cel mai iubit dintre pământ. Chiar vreau să-ți dau exemplu acesta, că a apărut cartea, a mai spus Nicolae Ceaușescu, aștepta să fie vorba despre el în carte, el se imagina cel mai iubit dintre pământ și a fost dezamăgit. Cei care au citit cartea știu foarte bine că acolo toate problemele sunt în epoca Dej. Atunci este arestat, atunci este condamnat erou, atunci face închisoare. Da. Și apoi, cu cât ne apropiem de epoca noastră, epoca scrierii romanului, deci de epoca Ceaușescu, nu se mai pune accent pe societate, pe lumea românească, se pune accent pe felul de a fi al eroului. Nu mai e vreo problemă că erou trăiește în epoca Ceaușescu. Problema e că el se luptă într-un teleferic cu un rival și îl aruncă din teleferic. Sunt probleme personale. Deci focalizarea nu mai este pe epoca Ceaușescu, pe regimul Ceaușescu, așa cum era în prima parte a cărții, unde focalizarea era pe regimul Dej. Acum focalizarea în a doua parte a cărții este pe profilul vieții personale și familiale a
celui mai iubit dintre pământeni. Deci are și o strategie prin care Marin Preda se putea apăra oricând, dacă ar mai fi trăit, bietul de el, să spună am făcut ceea ce s-a spus chiar la congresul partidului, că ne delimităm de greșelile din epoca lui Deș. Da, respectat într-un fel litera trasată, dar da, timpul acoperă cu această cupolă toată epoca respectivă, de 50 de ani. Da, pe când la, în, roman, în unele romane ale lui Buzura, într-unele, într-adevăr, e vorba de crimele colectivizării, deci de epoca Dej, anii 50, strategia despre care am vorbit, dar altele pun mult mai multe probleme, fiindcă ele vorbesc despre greva minerilor din 77, vorbesc despre atmosfera aceea halucinantă, de frică, de angoasă colectivă în epoca lui Ceaușescu. Și acestea nu mai sunt problemele ale epocii Dej, sunt probleme ale epocii Ceaușescu. Și atunci cenzura era foarte atentă la ce scrie Buzura, fiindcă el se referea, avea curajul să se refere la momentul istoric al epocii Ceaușescu, în care el își scria romanele. Nu scria despre o epocă deja încheiată, cum fusese epoca Dej. Da, poate să facem și despre Augustin Buzura în viitorul apropiat o emisiune. Daniel, ce crezi că ar mai fi relevant? Aveam niște citate din Ileana Mălâncioiu, din interviuri foarte interesante despre familie, dar nu mai avem timp, poate altă dată. Te rog, spune tu în încheiere despre ea, despre domnia sa, ce mai dorești să spui. Să... O să citez două fragmente din doi critici importanți, Lucian Raicu, poate cel mai important critic de poezie al nostru, și Ovid Cromălnicianu, din două generații diferite. Lucian Raicu. Poezia Ilenei Mălâncioiu impresionează înainte de toate prin gravitatea tonului. Exact ce am constatat și noi la emisiune. Explicit sau nu, versul său dă de veste prin simpla sa articulare că are de comunicat ceva esențial, hotărător, de viață și de moarte. Ceva despre legătura dintre viață și moarte. Experiența personală poartă un sigiliu de destin supraindividual. Ovid Cromălnicianu. La Ileana Mălâncioiu, îndolierea vine dintr-un fapt sinistru petrecut înainte. Nu știm exact ce, dar o bănuială de act, sacrilegiu, plutește în aer. Poeta excelează în a sugera o asemenea apăsare vinovată care domnește peste tot. Tragicul subîntinde lirica Ilenei Mălâncioiu și pentru că poeta, spre deosebire de Bacovia, nu rezistă unei porunci lăuntrice, mai tare ca orice amenințare, să calce taburile, să nu accepte limitele omenescului, să le sfideze cu obstinația fiicei lui Oedip. Ce critică literară a unei mari poezii, ce mari critici literari are literatura română. Da, așa este și... Cred că ar mai fi mers încă o emisiune la un moment dat, dar te rog să propui tema pentru data viitoare. Te-ai gândit la ceva? Sau? Putem continua cu Ileana Mălâncioiu. Dacă vrei, cum să nu, pentru că ar mai fi, mai ales în partea biografică, ar mai fi lucruri de spus și poate că mai citești aici. Și cred că pe telespectatorii noștri, cred că de-abia i-am făcut curioși asupra acestei poete și... poate că după prima emisiune eu o să meargă să și citească poemele Ilenei Mălâncioiu, fiindcă până la urmă asta e una dintre funcțiile emisiunii, să facem oamenii, să-i facem pe oamenii care se uită la noi să caute cărțile importante de literatură română și să le citească sau să le recitească. Da, și chiar apropo de telespectatori, vreau să vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru că numărul vostru a crescut. M-am uitat așa pe audiențe, au fost tot mai mulți telespectatori în ultima perioadă, chiar și la cele patru emisiuni pe care cumva le-am dat în reluare, ceea ce ne bucură foarte mult. E o încântare să vă avem aproape și să intrați și pe Facebook și pe YouTube, să comentați, să ne fiți alături. Noi ne vom strădui să facem emisiuni cât mai bune, să ținem... steagul literaturii sus și Daniel Cristianache din acest punct de vedere își dă toată silința atât la România Literară cât și aici și ce pot să vă spun, să vă mulțumesc ție, Daniel, dacă mai vrei să adaugi ceva.
în final despre Ileana Mălăncioiu, dacă nu rămâne să consacrăm o emisiune. Ca să glumesc puțin după experiența cu COVID, aș spune că amândoi avem simptomele pasiunii pentru literatura română și că aceste simptome nu ne vor trece niciodată. Așa este. Și mulțumesc încă o dată colegilor din regia tehnică, Marius Meteleanu și Daniel Dincă. Mulțumesc ție, Daniel, pentru tot ce ne-ai oferit. Mulțumesc dumneavoastră, dragi prieteni, că ne sunteți alături. O sâmbătă cât mai frumoasă!